fi drumul de pe Valea Izei, se va face. And an answer that needs some applause is that the road to Valea Izei will be done. Eu știu că Ministerul Dezvoltării a aprobat sau urmează să aprobe acest drum, care este extrem de important pentru dezvoltarea turismului și pentru dezvoltarea economică. Soon this road will be done, as stated by Mr. Dragnea, as he knows that the Ministry of Development has this plan. Este greu să ne punem speranțe mari în dezvoltarea turismului într-un loc fără să vorbim de un aeroport, un aeroport modern, un aeroport internațional. It is difficult to imagine a development in the tourism without having a modern and very useful airport. Știu că au fost multe discuții pe marginea acestui aeroport. Când nu se făceau lucrările, lumea era supărată că nu se fac lucrările. Acum lucrările s-au realizat. Lumea e supărată că nu sunt banii ca să se achite aceste lucrări. There were a lot of stories about this airport. During the time that work was not done, people were sad because the work was not going well. Then when the work was going well, people were sad that the work are going well. But nowadays we have peace here. Așa cum nici altă dată nu v-am lăsat singur, nici acum nu să vă lăsăm singuri și la rectificare o să înceapă plățile aferente acestei investiții mari. Another statement that needs some applause is during the budget reinvention and remade we'll have some money probably directed to Maramureș Airport. În așa fel încât bugetul vostru de la Consiliul Județean să fie folosit pentru alte lucrări de investiții. So that the budget of the county council can be reinvested in some other development plans. Vreau doar să vă spun în încheiere că ceea ce avem noi de făcut de la nivel central o să facem și știți bine că sunt lucrări de câteva sute de milioane de euro care vor fi aprobate în următoarea săptămână sau două săptămâni pentru județul Maramureș. As a closure, during the time to come, there will be some 100 millions invested in the county. Dar ceea ce cred că trebuie să faceți în continuare aici în Maramureș, să stimulați construcția de pensiuni, de moteluri, de hoteluri, pentru că eu sunt absolut convins că numărul de turiști va crește în județ și trebuie să aveți unde să-i cazați. But what Mr. Dagnea states and thinks is that we need to develop in Maramureș the tourism and especially agrotourism, the development of places where tourists can have a good time. And for this we need to be ready when we have the airport and the infrastructure done. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Thank you and I wish you all the best, good luck and success. Thank you, Mr. Dragnea. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru că avem astăzi o gală a ambasadorilor turismului maramureșan, oamenii care ne vor promova mai departe ca și destinație turistică. Because tonight we have a very special celebration and you have a beautiful evening and since Mr. Dragnea stated before that we are full of surprises, well once again we have a surprise for Mr. Dragnea since he is on stage tonight with us. Și pentru că ați promis pe această scenă în fața maramureșenilor câteva lucruri pe care le așteptăm de 20 ceva de ani în ceea ce privește infrastructura județului Maramureș. And because you stated tonight in front of all these people from Maramureș and the people that are behind Maramureș and trying to make Maramureș a better place. Vrem să vă oferim în această seară un simbol de aducere aminte pe care să-l puneți în biroul dumneavoastră și atunci când vă uitați la el să vă aduceți aminte despre Maramureș, despre promisiunile făcute în această seară aici în Maramureș și să vă conferim titlul de ambasador al turismului maramureșan. And in order to remember this beautiful evening, we are going to give you a diploma that states that you are an ambassador of Maramureș tourism. Mulțumesc mult, chiar sunt onorat pentru această distincție, nu știu cum să o numesc. Îmi dau seama că nu este neinteresată. Să mă oblige și mai mult, dar așa cum am spus, de câte ori am promis și eu și colegii mei am făcut, o să facem în continuare, pentru că Maramureșul, până la urmă, este o zonă strategică pentru noi. Este dincolo de faptul că este
deosebit de frumoasă, este minunată, are un potențial de dezvoltare foarte mare și o să aveți tot sprijinul nostru. Așa cum atunci când am vorbit despre podul de la Ulmeni, au început lucrările acolo. Sper totuși să se termine într-un timp rezonabil. Știu că este o soluție aparte, o soluție frumoasă, constructivă. Sper totuși să găsiți și constructorii care să realizeze ceea ce vă trebuie acum. Încă o dată, succes și mulțumesc mult! Mr. Dragnea is honored for this award that he received, and I would like to thank Mr. President of the county and also thank Mr. President of the Deputy Chambers for opening this beautiful evening tonight. And back in business, together with my friend Daniel here, you remember that I stated at the beginning that we'll have an official opening. Well, ladies and gentlemen, this was the official opening. Gloria Maramureșului este lemnul, este tradiția, este costumul popular. Pentru asta vine lumea, pentru asta vine turistul aici în nordul țării. Shortly, Daniel thinks, as he is a person that knows Maramureș, that there should be a law issued in Romania to protect what Maramureș has to offer, especially the wooden gates, also the wooden churches, also all the things that makes Maramureș so unique, to get rid of all this new stuff that we started to see all over Maramureș. Vorbeam cu un primar de undeva dintr-o localitate din Maramureș și spunea că nu-i poate opri pe oameni să-și dea porțile din lemn, gardurile din lemn la o parte, pentru că foarte mulți lucrează în Italia, în Spania, în Franța. Se întorc acolo și încearcă să aducă arhitectura, culorile de acolo, care sunt total nepotrivite pentru Maramureșul istoric. Daniel was talking to somebody, like a mayor from a place in Maramureș, we are not giving names here, and he stated that it's really difficult because people work abroad, they bring new ideas, they bring new trends to Romania. They not all fit in Romania, and I totally encourage what he is saying here, that we should keep the traditions and reinvent ourselves a little bit and go back to what we have to offer and what real tourists are impressed of in Maramureș. Așa că hai să păstrăm Maramureșul ăla tradițional, Maramureșul care nu este al vostru, ci este al copiilor voștri, așa cum spunea cineva, Maramureșul pe care l-au lăsat strămoșii noștri. E o obligație. So let's keep Maramureș true, let's keep it as it should be, let's keep it as we inherited it from our foreparents and let's give it to the people tonight. Este ctitor al mănăstirii Peri, cu cel mai înalt turn, se spune, din Europa. L-avem alături de noi pe domnul Grigore Luțai. Priest Grigore Luțai from Săpânța. You are going to visit this beautiful area. We are really glad to have him on stage and he wants to say a couple of words. Bine ați venit în Maramureș. Vă zic, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule președinte al Parlamentului României, excelențele voastre, doamnelor, domnilor ambasadori, este o mare bucurie pentru mine că astăzi mă aflu aici. Este o bucurie, cred că și pentru dumneavoastră, într-o zi atât de frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, aici, în cel mai frumos loc al Maramureșului, am venit împreună să dăm un mesaj pentru acei care doresc să ne vadă, să ne audă, să ne știe de acum înainte Maramureșul. Așa cum s-a spus despre Cimitirul Vesel. Cimitirul Vesel este unic în felul lui. Așa cum a fost clasat în America în urmă cu câțiva ani la un mare simpozion în Pennsylvania, primul în Europa, al doilea în lume după Valea Regilor Luxor, s-au enumerat, să zic, Taj Mahalul, dar are semnificația lui. În toate cimitirile sunt dureri și suferințe, dar așa cum spunea Constantin Noi, ca marele filozof, din cimitirul cel vesel am ieșit râzând. Este extraordinar. Și s-a adăugat pe lângă acest cimitir o frumoasă, așa cum se amintea, mănăstire, o reînviere. A fost stravopii voievodale a drăgoșeștilor din Maramureșul istoric, doar sunt ruinile și Dumnezeu ne-a ajutat, așa cum s-a spus, din lemn trainic de stejar, pe vecie, să fie pentru limbă, pentru credință, pentru neam, ca un străjer aici, acolo și la noi, în țara Maramureșului de sus.
profit de această ocazie, domnule președinte al Parlamentului, și din toată inima sunt sincer acum, așa cum sunt sincer în fața Sfântului Altar, slujindu-L pe Dumnezeu, pe comunitatea dăruită, și mă bucur că slujesc întotdeauna într-o localitate atât de frumoasă, venind atâția oaspeți, ambasadori de peste tot, japonezi. Și aici, din suflet, vorbesc în numele comunității din Săpânța. Am dorit să fim mai ajutați, folosesc acest cuvânt, din Maramureș. Este un om tânăr, un om fain, care urcă cu drag pe scenă alături de noi și am să-i rog pe colegii mei să aducă cele două premii și, între timp, un scurt mesaj din partea părintelui Gabriel Băban. Două minute. Hristos a înviat. Adevărat înviat. Maramureșul este un ținut care, prin definiție, este o ambasadă a României. De ce? Tot din Maramureș, acum nu mulți ani în urmă, mai precis în 2014, tinerii, adevărata valoare și adevăratele valori pe care ar trebui să contăm și cu care ar trebui să continuăm tradițiile moștenite, sunt cei care au aprins o flacără a credinței, nu doar la nivel național, ci chiar internațional sau chiar mondial. Au vorbit despre tradițiile pe care astăzi le puteți vedea reprezentate cu cinste, au transmis puterea lemnului care este dătător de viață și în același timp sunt prezenți în comunitățile pe care astăzi le aduc la viață, în diaspora, în întreaga lume, acolo unde vorbesc despre tradițiile pe care le-au învățat de la străbunii noștri în Maramureșul Voievodal, de la preoții care slujesc altarele și pe care, momentan, Preasfințitul Părinte Iustin încearcă să-i coordoneze, să-i ducă înspre a continua cu adevărat acele valori și acele traiectorii stabilite mai precis către Împărăția lui Dumnezeu. Mare bucurie pentru mine să înmânez aceste însemne ale recunoașterii noastre pentru acești extraordinari ambasadori ai spiritului românesc din țara Maramureșului. De zeci de ani, dumnealor vă reprezintă cu cinste, cu demnitate și întotdeauna pe scenele țării și ale lumii au demonstrat frumusețea sufletului omului din această parte binecuvântată de țară, din țara Maramureșului. Le mulțumesc în numele Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru tot ceea ce au făcut dumnealor pentru a pune în valoare zestrea fără seamăn a neamului din care facem parte. Le doresc sănătate pentru ca în continuare să ne bucure sufletul cu ceea ce dumnealor știu face cel mai bine. Să ne arate, să ne aducă în palmă sufletul curat și bun al oamenilor din țara Maramureșului. Felicitări și mulțumim! Mulțumesc, domnul Bogna! Thank you, ladies and gentlemen, for giving us this beautiful opportunity to be on stage with you. Adisână cu Paula se ocupă de partea de bodyguard și o conduce până aici ca un gentleman joic, așa smoroșenii ăștia, știi, din când în când. Da, văd că Ducu a venit fără zongură. E ascuns acolo, da. Nu te neliniști. Așa începem. Aia călătorește în avion și el călătorește la cală. M-am întâlnit de vreo câteva ori cu el, era la cală, avea grijă de bagaje. Este un moment care nu pot să-l traduc. Aici ne întâlnim o mare familie. Adivine a venit acasă. Da, nu putem cenzura astea, că n-avem cum. Adică, știi, când ne vedem, ne bucurăm. Uite, cu Paula m-am văzut de foarte multă vreme. Ultima dată pe ceva scenă, știi? Adică așa se întâmplă, nu? Ți se întâmplă și ție, recunosc. Doamne ajută, bine că s-adună lumea până la urmă. Aplauze pentru lumea bună din muzica românească. Muzica moroșană românească, deja pot să zic așa, că facem un brand nou, aici lansez o provocare. Paula, mi-e foarte ușor să încep în seara asta predându-ți microfonul, cu mare plăcere fac acest lucru, încă de când eram noi în liceul de arte și uite până în zilele noastre. Te rog să iei microfonul. Bună seara, bună seara! Ce bucurie și ce mare onoare să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Vă spun că
poate că în adâncul sufletului meu m-am întrebat oare ce am făcut să fiu aici în această seară și după aia am înțeles că practic tot ceea ce acest loc minunat, Maramureșul, a investit în mine, probabil că s-a întors. Pentru că aici am învățat în primul rând să fiu om, aici am învățat ce înseamnă să fiu cinstit, să fiu om cinstit, să fiu om bun, să pot să-i ajut pe ceilalți, pentru că lucrurile astea sunt lege aici în zona noastră. Aici am învățat să-mi respect munca pe care o fac și să mă întorc întotdeauna acasă și oriunde aș fi să vorbesc despre acasă cu cea mai mare dragoste, pentru că dragostea este sinceră pentru acest loc frumos, acasă. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care s-au gândit să mă premieze cu acest minunat premiu, am să-l prețuiesc pentru că înseamnă enorm pentru mine. Maramureșul înseamnă pentru mine iubire, înseamnă început, înseamnă moment, înseamnă întoarcerea acasă. Vă mulțumesc din suflet! Bună seara! Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Întotdeauna am susținut Maramureșul oriunde m-am aflat pe acest pământ, în orice colț îndepărtat al lumii. Nu am uitat niciodată că am plecat din Maramureș. Întotdeauna am spus că este un noroc că m-am născut în Maramureș și Maramureșul mi-a dăruit extrem de multe lucruri. Mulțumesc Maramureșului, mulțumesc celor care s-au gândit să mă premieze și să fiți convinși că și în continuare voi susține Maramureșul așa cum am făcut-o și până acum. Bună seara, mă numesc Adrian Sână și sunt onorat să primesc acest premiu. Nu există sentiment mai frumos de a spune zona din care vin atunci când sunt întrebat de unde din România ești. Sunt din Maramureș. Este un sentiment frumos și nu știu cui ar trebui să mulțumesc pentru acest lucru, faptul că am copilărit în Maramureș. Vreau să vă spun că sunt mândru maramureșan peste tot în lume, peste pe unde plec și o să o fac în continuare ca și până acum. Vreau să vă mulțumesc celor care mi-ați acordat acest premiu și să vă promit că voi reprezenta Maramureșul cum voi putea mai bine. Mulțumesc, bună seara! Sunt foarte onorat că am împuternicirea doamnei Blandiana să primesc această diplomă oferită de Consiliul Județean într-un moment festiv atât de cald și de frumos pentru noi toți. Memorialul Siget, dincolo de faptul că este o instituție a memoriei, printre primele trei instituții ale memoriei istoriei recente în Europa, este de peste un deceniu și un reper turistic. Vreau să vă spun o cifră pentru unii poate surprinzătoare, că peste 2 milioane de vizitatori din România și din străinătate, din toate țările europene și din alte țări de pe alte continente, au vizitat acest memorial al victimilor comunismului și al rezistenței de la Siget. Voi fi foarte onorat ca duminică să avem în vizită pe domnii ambasadori, reprezentanți ai diplomației țărilor prietene României, să vadă această instituție care, dacă vreți, omagiază rezistența comunistă și ne face să nu uităm perioada oarecum întunecată între 1945 și 1989. Vă mulțumesc în numele doamnei Blandiana și al meu personal că la nivelul Consiliului Județean se reține faptul că Memorialul Siget este o instituție de importanță națională și europeană. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! Felicitări domnului consilier! Mi-a zis domnul președinte Zetea că nu e nevoie să pun, că o să primesc. Este la pachet cu titlul onorific de ambasador al Maramureșului. Este o distincție, dacă o spun așa, care mă onorează.
toată țara noastră este frumoasă. Să absolut toată țara. De plus, dar Maramurea, o recunosc cu oarecare invidie, este un loc unic. Am avut șansa să vin aici prima dată în mulți ani, clasa 8-a, și am rămas fără aer. Astăzi cuvintele aduc aminte și de ce mi-e scurte sunt de la Săpânța și lucrurile de aici. Sunt niște peisaje extraordinare și oamenii sunt unici. Și ceea ce mie îmi place foarte mult, chiar îmi place foarte mult, este că pun căpățânare și o pun globalizării. Și vor să rămână autentici români, să păstreze toate obiceiurile și toate tradițiile și asta este un potențial pentru turism extraordinar. Din acest motiv mi-am luat câteva angajamente, nu sunt primele, am mai fost luate și în anul trecut și le-am onorat, dar această zonă, și ca și alte zone din România, ca să poate să fie accesibile pentru turiști și să dăm și altora șansa să vadă ce avem în țară, trebuie să dezvoltăm infrastructura și o să facem. Trebuie să finalizăm finanțarea la aeroport, care este important. Și mi-aduc aminte discuțiile de acum câțiva ani de zile cu câțiva, așa zici, specialiști care spun că nu e bine să fie două aeroporturi apropiate, pe aia mare și satul mare. Astea sunt prostii. Păsesc, cum mai spuneam, în 90 și ceva, că în România nu au fost trei. Romanii mi-au învățat acum câteva mii de ani. L-ai făcut un drum sub de mașini. L-ai făcut un aeroport, nu de a doua zi, dar într-un timp rezonabil, se umple de avioane. Cum să nu faci un aeroport în Baia Mare, ca să poată să vină aici turiști din toată lumea, să se bucură de ceea ce dumneavoastră vă bucurați în fiecare zi și noi, fiind români, bucurăm mai des decât ei. Mâncarea este deosebit aici și peste tot, peste peisaje, peste atmosferă, sunt oameni. Oamenii de aici, din Maramureș, sunt unici. Să înțelegem că acesta este primul dumneavoastră proiect în calitate de ambasador al turismului maramureșan, aeroportul din Baia Mare. Sunt al trei. Aeroportul din Baia Mare, drumul de pe Valea Izei și PNDL 2, a doua parte a programului pe care l-am lansat în 2013, de dezvoltare locală, care înseamnă câteva sute de milioane de euro. Și vor mai fi. Nu le pot face la ambale și cel de Telorman și cel de Maramureș. Cel de Telorman nu se port de putere o să am ocazia, dar dacă voi să fie nevoie să port un costum popular din Maramureș, aici, sau în altă parte, o să-mi port cu drag, dar nu la atâtea ori, pe câte ori o să port pe cel din Telorman, pentru că totuși, din când în când, vreau să mai ajung și acasă și dacă tot insist, nu o să mai mulțumesc. Deci la ședința aceea, primul domnul Tăricianu, vezi că a fost primul de Telorman. Voi purta și o să-i fac o surpriză. O să-l port până o să aștepte nimeni. Președința Parlamentului. Să purta și o pinci? Am vrut să iau și eu pinci atunci, dar nu sunt foarte cinstit, că ești foarte deschis. Am zis să nu exagerez. Am și o pinci și am și cizmulițe, care sunt foarte moi la noi, dacă nu ai cizmulițe adecvate și încălțimite adecvate, nu prea poți să joci, că la noi jocurile sunt mult mai iuți. Și te joci, adică nu poți să joci în patru. Poți să joci în patru cu top, dar îți bagi joc. În vișița jocului erau... Cred așa. La noi sunt mai bine. Și evenimentul din seara asta mi-a plăcut foarte mult, a fost extraordinar de bine organizat, m-a simțit chiar foarte bine și locația asta, o să vă spun că este numai comunită, nu știu cum să numește, nu știu cine aici, dar oricine are ocazia să vină aici să nu rateze, pentru că așa ceva nu este dat. Vă mulțumesc, vă doresc succes și cât mai mulți turiști în Maramureș.